ITM Timiș a marcat Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă. Evenimentul a reprezentat o campanie de sensibilizare pentru a focaliza atenția internațională asupra tendințelor din domeniul securității și sănătății în muncă, precum și cu privire la dimensiunea la nivel global a leziunilor, bolilor și deceselor legate de muncă. Inspector șef ITM Timiș Ileana Mogoșanu a vorbit despre cauzele accidentelor la locul de muncă. Principalele cauze ar fi lipsa echipamentului de protecție adecvat, un foarte redus buget pentru partea de securitate sănătate în muncă, după aceea lipsa instruirii lucrătorilor, fără a avea în calcul, nu știu, riscurile de să evalueze riscurile care se pot produce pentru fiecare loc de muncă, o neatenție și din partea lucrătorilor, în mare parte și ei refuză să poarte acel echipament de muncă și nu respectă exact instruirea pe care angajatorii au pus-o la dispoziția lor. Și din aceste cauze se întâmplă evenimente chiar mortale. În cadrul evenimentului, participanții au ținut un moment de reculegere pentru persoanele care au decedat la locul de muncă. Aș vrea să ținem un moment de reculegere, dacă se poate, pentru cei care au decedat, pentru victimele accidentelor de muncă. Pentru prima dată, la inițiativa inspectorului șef Ileana Mogoșanu, au fost selectați 10 angajatori din județ care nu au avut niciun eveniment privind securitatea și sănătatea în muncă în ultimii 5 ani și care au fost premiați de către ITM Timiș. Radiații ultraviolete, fenomene meteorologice extreme, poluarea aerului, bolile transmise prin vectori și substanțele agrochimice. Efectele schimbărilor climatice sunt distribuite inegal între regiuni și sectoare și pot duce la o deteriorare a condițiilor de muncă cu numeroase efecte asupra securității sănătății lucrătorilor expuși, riscurilor generate de schimbările climatice, inclusiv accidente de muncă, cancer, boli cardiovasculare, afecțiuni respiratorii, degenerescență oculară și probleme de sănătate mentală, cei mai expuși fiind lucrătorii în aer liber din sectoarele solicitante din punct de vedere fizic, cum ar fi agricultură, construcții și transporturi, lucrători din interior în medii calde și slab ventilate și cei din serviciile de urgență, sectorul de sănătate și alte servicii publice, femei însărcinate, copii, adulți în vârstă și persoanele cu dizabilități, precum și lucrătorii din economia informală. Subprefectul Raul Ambruș spune că această zi reprezintă o oportunitate de promovare a unei culturi a securității și sănătății care să contribuie la reducerea numărului de accidente și chiar decese la locul de muncă. În România, siguranța la locul de muncă este reglementată prin lege, iar pentru controlele de specialitate din acest domeniu, împreună cu campaniile de promovare a importanței prevenirii accidentelor, țin să vă felicit pentru că dumneavoastră reprezentați pilonul de bază al siguranței la locul de muncă. Organizația Internațională a Muncii estimează că anual peste 313 milioane de lucrători suferă accidente urmate de incapacitate temporară de muncă și că se produc aproximativ 160 milioane de cazuri de îmbolnăviri profesionale. De asemenea, în urma accidentelor de muncă, cât și a practicilor incorrecte de muncă, se estimează că în fiecare an se produc peste 2,3 milioane de decese din cauza accidentelor de muncă și a vătămărilor profesionale.